Făgărașul este pregătit pentru sezonul rece. În acest sens, zilele trecute s-au pus la punct ultimele detalii privind realizarea planului de măsuri în caz de iarnă grea. Prin dispoziție de primar s-a aprobat centrul operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență și comitetul de iarnă. Iarna ne bate la ușă, așa că totul trebuie pus la punct în caz de ninsoare abundentă. Prin dispoziția de primar, numărul 482, s-a constituit Comitetul de Iarnă, care are 8 membri, și Centrul Operativ cu Activitate Temporară pentru Situații de Urgență, care numără 4 membri. Prin dispoziție de primar, din 25-a 10-a, s-a înființat Comitetul de Iarnă, pentru sezonul rece 2012-2013 s-au identificat spațiile de cazare în eventualitatea primirii posibililor sinistrați, s-au stabilit măsurile care se vor lua în cazul căderilor masive de zăpadă. Activitatea de dezăpezire este asigurată cu furt contractului de sece salco. De asemenea, în planul de măsuri pentru perioada sezonului rece sunt prevăzute obligații și pentru făgărășeni în caz de ninsoare. În această dispoziție, la articolul 7, asociațiile de locatari sunt rugate să asigure dezăpezirea în perimetrul fiecărei asociații. Totodată, deținătorii de autovehicule sunt rugați să nu parcheze în locurile neamenajate, tocmai pentru a facilita accesul utilajelor de dezăpezire. În plus, la nivel județean, Comandamentul de Iarnă a dispus montarea de parazăpezi în zonele de risc. În zona noastră vor fi montate parazăpezi în zona Făgăraș-Recea, Victoria-Ucea și Perșan-Victoria.